Noi le mulțumim din suflet pentru că au vrut ca pentru ziua de mâine, ziua de 8 martie, care înseamnă ziua tuturor doamnelor și domnișoarelor, da? Mai pe timpul se spunea că e ziua femeii, eu spun că e ziua tuturor doamnelor și domnișoarelor. Cu emoție în glas, elevii au recitat poezii care le-au ajuns la inimă vârstnicelor. Cu ochii în lacrime, acestea i-au aplaudat minute în șir pe copii. Doare, cine e acea minune ce la piept mereu te ține? Cine e acea ființă ce te învață din știință? Cine are acea paloare ce te îmbată ca o boare? Cine are toate cele ce te plimbă printre stele? Cine e acea rugare ce ți-aduce alinare? Cine e acea lumină ce în noaptea suspină, ce te aleargă, ce te îndeamnă și prin rugă ea te cheamă? Cine? Cine? Mama mea e încântătoare, are un copil valoare. Copilul acesta sunt eu, ca să o iubesc mereu. Nu doar cei mici le-au oferit un moment de bucurie pensionarelor, ci și cadrele didactice care au participat la acțiune. Hai că m-ai crescut de mică și-am ajuns mare voinică, cu doi n-am legănai, cu dragostea mă velea. La eveniment a participat și părintele Adrian Pătrașcu, care le-a felicitat pe distinsele doamne și l-a urat la mulți ani. Mânați de gândul cel bun al Domnului la timp, de coordonarea celor de la Casa de Cultură, doamna director și doamna bibliotecar, iată-ne venind în fața unor doamne pe care prea puține dintre dumneavoastră vă cunoaște. Însă știm despre dumneavoastră că sunteți mame, că sunteți doamne și că mâine întreaga lume vă servează. Acțiunea a fost coordonată de directorul Casei de Cultură, Dora Botaș. Pentru această zi minunată, pentru dumneavoastră și pentru doamnele care sunt aici la dumneavoastră, le mulțumim. Ele vor fi mame toată viața cât vor trăi, ne vor considera copii și ele vor rămâne mamele noastre. Și pentru asta le mulțumim. Activitatea desfășurată a fost apreciată atât de vârstnice, cât și de angajații azilului de bătrâni. Seniorii noștri sunt obișnuiți cu vizitele, le așteaptă cu nerăbdare. Noi le oferim tot ce se poate în îngrijire și dragoste, și dar dragostea dumneavoastră și a comunității îi face să creadă că nu sunt oarecum uitați de autorități, de instituții, de... Și noi ne bucurăm foarte tare să vă primim. Vizita aceasta va rămâne o amintire de neuitat, recunosc distinsele gazde care i-au primit cu brațele deschise pe cei mici. Acestea au primit flori, felicitări și dulciuri din partea copiilor. Se bucuroasă, vă mulțumesc că ați venit, vă mai primim când vă poftiți. Vă primim cu mare drag. Mai avut vizitatori acum cu pileșul? Uite-mă. Foarte frumos a fost. Ne-am bucurat și noi, ne-am adus aminte de când eram și noi copii, am crescut și eu o fată și două nepoțele. Ne-am adus aminte și de ele. Și pentru că în urma activității s-a creat o strânsă legătură între elevi și gazde, copiii au promis că vor reveni și cu alte ocazii.